San Luis Day. Talking to about how to apply at a shop. Copiii învățăm în țară să se pregătesc și ei și închid gurița în același timp. Doamna învățătoare nu strigă. Singura emoție pentru ziua de astăzi este că s-ar putea să vorbească încet, cum vorbește doamna învățătoare. N-a venit mami, nu-i nicio problemă, uite, o așteptăm pe mami. Nu începe până nu vine mami. Poate n-a găsit loc de parcare, cine știe. Oricum, toate mămicile sunt prezente, aproape toate, și mă bucur foarte, foarte mult că astăzi, la 100 de zile, de când ați pășit cu emoție pragul acestei clădiri, pragul acestei clase, sunteți alături de noi. Astăzi este a 100-a zi în care copiii dumneavoastră, în calitate de elevi ai mei, au trecut pragul acestei clase. 100 de emoții, 100 de vise, 100 de speranțe, 100 de temeri, mai ales pentru dumneavoastră, pentru că știu, calitatea de mamă este o calitate foarte, foarte specială și, haide, mami, mai așteptăm o mămică până atunci, și numai mamă să nu fii de multe ori în anumite situații. Vă spun că, haide, aici în clasă, ceea ce se întâmplă, tot ceea ce se întâmplă este spre binele copilului dumneavoastră. Din poveștile pe care le-ați auzit de la copii, tot ce facem în clasă este pentru ca cel pe care îl țineți în brațe să crească frumos, armonios și în acest an școlar să se pregătească pentru clasa întâi, pentru că rolul clasei pregătitoare este să-l pregătească pe copil pentru clasa întâi. Clasa pregătitoare nu este clasa întâi, chiar dacă foarte multă materie am început să o studiem de anul acesta. La fel ca la o cursă de mașini, se dau tot felul de teste pentru a se alinia la start în ordinea rezultatelor obținute. Așa facem și noi în clasa pregătitoare. Cea mai așteptată mămică, cea mai dorită. Haide! Uite, și aici. Ne pregătim pentru tot ce înseamnă clasa 2 și vreau să vă spun că am simțit prin ceea ce faceți pentru copii în fiecare zi că sunteți alături de cel sau de cea pe care o țineți în brațe și am văzut că încercați în permanență să fiți alături și de doamna învățătoare pentru că eu încerc pentru ei, pentru fiecare parte să fac cât îmi stă în putință, însă nu de fiecare dată reușesc. Și dumneavoastră acasă am văzut că mă ajutați nu mult, ci foarte, foarte mult. Momentul pe care l-am gândit astăzi vrea să vă aducă în fața dumneavoastră următorul lucru. Noi am învățat în clasa pregătitoare să ne perfecționăm la desen. Dovadă stau portretele care sunt în spatele meu. Sunteți dumneavoastră, dragi mămici. O să aveți timp pe parcursul acestui moment să vă recunoașteți fiecare în parte. E un test foarte greu pentru dumneavoastră. L-au realizat în 2 ore. Unii au ales să aleagă portretul lucrat în acuarelă, alții portretul lucrat în creion. Ca să vă arătăm că știm și să citim, știm și să scriem, pe spatele portretului vă așteaptă, între ghilimele, o mică scrisorită formată exact din 100 de cuvinte. Nici mai mult, nici mai puțin. Am lucrat la această scrisorită în 4 zile. Tot am scris în fiecare zi câte 2 rânduri. Unii au reușit să se încadreze în fiecare careu, în fiecare pătrățel. Alții l-au mai depășit. Iertați-le stângăcia. Alții s-au descurcat admirabil la fiecare cuvânt pe care l-au scris acolo. Dar acel text din spatele desenului este așa ca o mulțumire din partea lor, acum că știu să scrie.
iubiți în continuare așa cum ați făcut până acum și fiți alături de ei așa cum ați fost până acum, pentru că un copil se crește cu multă, multă dragoste și apoi încet, și răbdare, în primul rând. Atâta timp cât simt dragostea în jurul lor, răspunsurile sunt pozitive și ei se implică mai tare în ceea ce le cere. Ajutați în continuare așa cum ați făcut până acum. Dar înainte de asta am pregătit un Remember 12 septembrie 2016. Foarte micuți și acum sunteți foarte mari, că ați crescut 100 de zile. Yeah.
cerești și din cerul tău albastru pe toți norii să-i gonești. Așa, vreau să spun, te felicit pe cei care au reușit să memoreze ceea ce le-am dat să citească. Joi le-am dat prima dată, vineri am făcut a doua oară repetiție, ieri a treia oară, iar astăzi n-am mai putut să facem. Vreau să fie ziua mamei cea mai mândru dintre toate pentru dragoste ei mare și nespus ai bunătate. Mamă dragă, ce-aș putea să-ți doresc de ziua ta? Bucurie, sănătate, mult noroc și spor la toate! Odată tot așa. Apoi de la viză ce-a scris, nu mi se pare, nu e vis. Nu! Ai scris așa, mama! O, mama mea, draga mea, dacă ai ști ce mult, dacă ai ști ce mult, aș vrea să învăț bine și mai mult să te iubesc și să te ascult. Cântecul acesta
o floare și o urare. Să fii sănătoasă, să-ți dea Domnul numai bine, să mă poți crește pe mine, să ai numai zile senine. Așa cum soarele azi se arată cu lumina lui curată. Așa. Așa. Viața mare. Nici când. Berele. Berele. Încălătate. Bravo! Te spun, am nu știu câta oară când te iubesc și îmi ești dragă, aș vrea să ai zile senine, că-ți promutești doar pentru mine. Mama mea, tu mă înveți ce e bine. Tu stai alături de mine. Mă înveți doar lucruri bune. Și mă ferești de rău. Multe daruri eu s-o pot, că a trebuit să dau, dar oricât aș vrea, nu pot să îți dau cât ai merita azi de ziua ta. Dacă știi un pic mai mare, aș culege flori din soare și din luna aș lua margele să-i dau mămicii mele. Ești departe, mamă, la tine mă gândesc, mi-e dor de tine, mamă, mi-e dor să te întâlnesc. Mare, 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 mare
tu mai vreau una fiindcă cea mai căci tu ești una pe pământ. Tu ești aceea care m-a crescut. Thanks.
Aduce aminte de grijile, de emoțiile, de visele pe care și le-au hăurit de când au pătruns în această școală, mai precis în această clasă. Fiecare copil, fiecare părinte are propriile dorințe, are propriile vise. Noi încercăm să le atingem pe toate, pentru că școala este doar o felie din această viață și sperăm ca această felie să fie cât mai delicioasă pentru ei. Cine a fost mai emoționat astăzi? Doamna profesor, copii sau părinții? Cred că doamna învățătoare, dar și copiii, pentru că nerăbdarea s-a așternut în sala de clasă încă de dimineață, de când am pătruns pe poarta școlii și când am intrat în clasă.